Și Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea putere. Acest text e un text foarte bun și binecuvântat de Domnul. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, ca și biserica noastră. Care are 5 privoare. În privoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, ori, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare. Când se tulbură apa și până când să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică spatul și umblă. Îndată omul acesta s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Zicea, ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci celui ce îl făcuse vindecat. Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El i-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică spatul și umblă. Amin. Haideți să ocupăm locul.